Astăzi propun să vorbim despre un autor extraordinar de important și de influent, și anume Eusebiu din Cezarea, autorul istoriei ecleziastice, autorul de asemenea al unei vieți a împăratului Constantin cel Mare. Uh, e uh, un uh, autor uh, care, uh, în uh, istoria ecleziastică, a adunat uh, o serie de informații extraordinar de prețioase. Uh, multe uh, tradiții creștine provin, de fapt, din uh, această operă a lui Eusebiu din Cezarea. Uh, de pildă, uh, în cazul nostru, a. Uh, al românilor informația conform căreia Sfântul Andrei ar fi evangelizat în zona șciților. Nu spune nimic de Dobrogea sau de faimoasa peșteră de lângă Constanța. Asta e o invenție mult mai târzie. Însă, vorbește despre apostoli, vorbește despre diferiți autori și sfinți și martiri creștini, vorbește, cum spuneam acum câteva săptămâni, despre origen. Deci, e vorba de o Carte de o importanță absolut colosală pentru tradiția creștină. De asemenea, Eusebiu e foarte important pentru ceea ce am putea numi teologia politică a Imperiului Roman creștin. Mă refer, evident, în principal la elogiul lui Constantin cel Mare. Uh, da, hai să Asum. o luăm uh, me mai Poate, metodic. Poate uh, despre orașul în care s-a născut Eusebiu, că e important. Eusebiu din Cezare. Nu a fost Era episcop de Cezare. Da. Adică uh, episcop al uh, Iudei. Uh, odată un teritoriu important, mai ales uh, atunci când romanii se bat cu persii și perioada asta e o perioadă conflictuală. <laughs> uh, și este orașul în care origen și-a petrecut ultimii 20 de ani din viață. Iarăși, esențial, chiar dacă nici Eusebi, nici mentorul său, Panfilus, nu l-au cunoscut pe origen personal, Totuși, influența lui Origen, prezența sa acolo bine documentate și sunt extraordinar de importante, de, de influente pentru a înțelege, a înțelege pe... Da, să, să repetăm, Origen a trăit în Alexandria și spre sfârșitul vieții, mă rog, spre sfârșitul vieții, o parte mm -hmm. importantă din viață și a petrecut-o într-adevăr în mm -hmm. Palestina. Da, și noi am vorbit despre Origen... Marea sa realizare cu uh, Biblia în șase, șase coloane, de fapt în ebraică și în diverse traduceri în greacă, uh, încearcă și eu ceva asemănător, să organizeze Evangheliile un, pe paragrafe și mai ales să facă un tabel sinoptic, astfel încât să poți să găsești ușor episoadele în Evanghelii. Uh, iarăși, uh, esențial dacă vrei să studiezi, dacă vrei să analizezi cu adevărat Evanghelia, nu doar să le citești. Uh, teologia lui Eusebiu, cred că e influențată de origen, pentru că spune că uh, fiul și tatăl sunt distinți, uh, tatăl este asemenea soarelui și fiul este asemenea unei raze de soare, care sigur provine din soare, este de un homousie, nu știu, de aceeași ființă, deși e problematic, dar există această distincție. Și trebuie spus că unii l-au bănuit, l-au acuzat pe Eusebiu de arianism. Această erezie care spune că există o diferență de natură între uh, tată și fiu. E adevărat în, sau nu? În secolul 20 o tendință anti-Eusebiu din Cezarea, uh, la autori foarte faimoși din spațiul uh, german, precum Harnack, uh, da, care spune despre Eusebiu din Cezarea că e teologul de curte. Uh, da și un, un curtezan uh, pe lângă Constantin cel Mare și uh, de asemenea Eric Peterson uh, în faimoasa lui carte despre teologia politică spune că teologia trinitară uh, a făcut imposibilă o teologie politică creștină. El afirmând în această carte faimoasă că Eusebiu din Cezarea propune o teologie politică imperială care însă nu poate să fie trinitară, da? Și de fapt face o legătură între poziționarea lui politică, da, de ideolog al imperiului și faptul că ar fi arian. Da? Aici sunt dezbateri foarte importante în secolul 20. Da, Paul Harnack și mm. Eric Peterson, la care, evident, Carl Schmitt răspunde în a doua lui teologie politică din anii 60. Acum, despre Eusebiu, trebuie să înțelegem că era un om de 50 și ceva de ani în momentul convertirii lui Constantin cel Mare, în 312. În 312 creștinii reprezentau undeva pe la 10% din populația Imperiului, adică vreo 5 milioane din 50 de milioane, aproximativ. Și, scuze-mă, dar foarte important, și eu se scrie despre asta, înainte exista o persecuție, Diocletian și mai ales Galerius, da, Galerius conducea în Est, pentru că cei mai mulți creștini erau în Est. Pur și simplu asta era distribuția demografică și sunt motive pentru asta. Și de asta Eusebio e foarte interesat de martirologie, e interesat de cei care au suferit. Bun, iarăși, nu aș da vina pe Dioclețian, ci pe Galeriu. Dioclețian e mult prea pragmatic. La fel ca și Lactantiu. Lactantiu e contemporan cu Eusebiu și el scrie de asemenea despre aceste persecuții. Acum, noi n-am vorbit mult despre persecuțiile împotriva creștinilor, parcă le-am uh, evocat uh, rapid. Uh, persecuțiile uh, sistematice apar. Târziu, Dar Decius în e prima. A doua jumătate a secolului III. Dar Decius, într-adevăr, persecută pe creștini, ca creștini. Da, și o persecuție care vine de sus în jos. Înainte avem persecuții care vin de jos în sus, da? de tip pogrom, împotriva acestor ciudați care urmează alte reguli decât restul populației și sunt țapi spășitori. Iar persecuția cea mai serioasă e cea din vremea lui Dioclețian, când, într-adevăr, Galerius este cel mai înfocat persecutor, dar, de-al Galerius însuși, spre sfârșitul vieții, își dă seama că nu are rost să asupra. continue, că nu duce la niciun rezultat. Ba, din potrivă, da? creștinii nu pierd, ci câștigă teren. Da, deci, Eusebiu este un om în toată firea, când se produce acest eveniment de importanță capitală, iar el ne povestește despre semnul pe care l-ar fi văzut Constantin cel Mare pe cer, dar nu singur l-a văzut de față cu toată armata. Da? Și asta, sigur, a generat o tradiție iconografică extraordinară în lumea creștină. Da? Mă gândesc de pildă la fresca lui Rafael da? și de la Vatican, dar asta o sumedenie de alte reprezentări ale acestui moment. Există două relatări diferite, la Eusebiu și la Lactanțiu. Lactanțiu, care a fost profesorul Fiului uh, cel mare al lui Constantin, da? uh, Crispus. Da? Deci, uh, vorbim de cineva din anturajul uh, imperial. Uh, Ori, uh, Eusebiu vorbește despre un semn pe care l-ar fi văzut toată lumea, nu e vorba de un vis sau de o viziune personală a lui Constantin partea interesantă e că mai există un autor care vorbește despre această viziune este un orator păgân de la curtea lui Constantin cel Mare de la Trier și Constantin ar fi văzut acest semn pe cer, un fel de halou tot așa de față cu întreaga armată. Mai devreme, da, deci nu în momentul 312, înaintea de bătălia de la Ponte Milvio. Așa cum spune tradiția creștină, ci mai devreme cu câțiva ani. De unde putem deduce, sau cel puțin putem formula ipoteza, că o fi fost un fenomen de așa natură interpretat diferit, întâi ca fiind un semn al Zeului Apollo. Pentru că, într-adevăr, după ce a văzut acest semn pe cer, Constantin cel Mare s-a dus să aducă sacrificii zeului Apollo la un templu din Galia. Iar apoi, interpretarea care s-a impus a fi aceea că e vorba de un semn. De la Isus, da? un semn creștin. Ce era exact acel semn? Crucea, Hiro nu știm. Bun, dacă da. mergem pe această idee pe care am schițat-o, e vorba de un halo, da. da, un fenomen luminos care a putut fi văzut de toată lumea și apoi interpretat diferit ca un semn al lui Apollo, ca un semn al lui. Iisus. Acum mai trebuie spus un lucru în legătură cu Constantin cel Mare. Despre Constantin cel Mare s-a scris mult. Problema este că s-a scris într-un spirit Partizan și de o parte și de cealaltă. Îi avem pe de o parte pe cei care îl adoră pe Constantin Cel Mare și îl preamăresc, așa cum face Eusebiu, iar de cealaltă parte sunt detractorii sistematici. De aceea unor e greu să ne facem o idee precisă, despre ce s-a întâmplat cu adevărat. Cum e de pildă în cazul uh, executării lui Crispus uh, în anii 320. Ce s-a întâmplat de exact e greu de recompus pe baza a ceea ce uh, spun diferitele surse. De-al minte, Eusebiu preferă să nu spună nimic, pune Batista pe Zambal, uh, ne vorbește doar de aspectele pozitive. Uh, de aici, critica pe care o adresează uh, Harnack, de pildă, da? că este un curtezan, un lingușitor, uh, un teolog de curte. Uh, acum teolog uh, da, în germană. Trebuie să uh, facem distinția între... Convertirea lui Constantin și botezul lui. Convertirea lui Constantin, dacă într-adevăr a avut loc, bun, avem așa-numitul edict de la Milano de toleranță față de creștini. Da, de fapt, nu e un edict, ci e vorba de extinderea politicii lui Constantin, în restul imperiului, adică Licinius a acceptat să-i îi pace Și nu-i doar toleranță, pentru că creștinismul numai că acum este tolerant, nu mai, e ca cum este toler, nu mai e persecutat, dar are parte și de anumite avantaje. Odată că îi se, se dau înapoi creștinilor, îi se dau înapoi pământurile care fuseseră confiscate. Proprietățile? Proprietățile, confiscate. dar au acces și la sistemul poștal imperial. Un mare atu. De asta, la începutul domniei lui Constantin, creștinii cam 10%, la sfârșit, pe la 330 și ceva, sunt 50% din imperiu, și în 390 vor fi cam 90% din imperiu, spune unii autori. Deci, clar avem de-a face cu o creștere importantă a numărului de creștini. Constantin, sigur, are rolul acesta. Deci, favorizează creștinismul, dar nu se botează creștini. se botează doar la sfârșitul vieții. De ce? Poate pentru că botezul înseamnă iertarea păcatelor, ori el, în poziția de împărat, trebuie să mai păcătuiască nu din când în când. să în fii când. împărat fără să omori oameni, nu? Da. <laughs> e... după botez, un păcat cântărește dublu. Așa A... că nu e... Mie regură. întotdeauna mi-aduce aminte de paralela asta între Constantin, atât de... Uh fundamental pentru creștinism și așoca, în India, fundamental pentru budism. Și Ashoka e genul de împărat, conducător care distruge, masacrează, elimine. Constantin absolut tot e mult mai moderat. Da, moderat. Numai că așoca, după ce termină cu căsăpirea dușmanilor, se convertește, devine budist, aduce pacea. Reforme sociale importante... Poate la fel ca în cazul lui Constantin și de altfel ridică și niște inscripții, stâlpi care sunt foarte importante pentru istoria budismului. Zi, acum, noi nu ne-am propus să vorbim uh, exhaustiv despre Constantin Unde? cel Mare, uh, noi vorbim în special despre autori. Uh, și pornind de la Eusebiu din Cezarea, evident că a trebuit să vorbim despre Constantin, pentru că el însuși uh, a vorbit atât de mult despre uh, Constantin. Însă, uh, Constantin, fără îndoială, e, e unul dintre marile genii uh, politice uh, ale antichității. E în aceeași ligă cu Octavian Augustus sau cu uh, Traian. Uh, și la fel ca Octavian Augustus nu este un mielușel. Uh, este un om care atunci când e nevoie uh, să sânge. Uh, Și-a făcut-o mult în propria lui familie. Și tata-socru, uh, și diversi cumnați, uh, și propriul lui fiu. Mm. În privința nevestei nu ne pronunțăm că nu e limpede ceea, ceea ce s-a întâmplat și vorba aceea să nu nu regardă mm. Glumesc, uh, evident. Uh, iar uh, Eusebiu ne propune o interpretare providențială a convertirii lui Constantin. Mai mult de atâta, spune Eusebiu, apariția creștinismului, mai exact, întruparea lui Dumnezeu, a avut loc în momentul pacificării Imperiului. Cu alte cuvinte, Imperiul Roman are... Un rol în uh, planul divin de mântuire a omenirii. Uh, Isus a apărut pe lume în vremea lui Octavian Augustus, adică atunci când era realizată Pax Romana. Imperiul este spațiul uh, providențial pentru difuzarea creștinismului. Uh, cu alte cuvinte, Imperiul are un rol. În planul divin pentru mântuirea umanității. De aceea avem, fără îndoială, la Eusebiu, o teologie politică. Este, din acest punct de vedere, un gânditor important. De asemenea, cum spuneam amândoi la început, rolul lui ca istoric al creștinismului este esențial, adevărate sau nu. Anumite uh, idei de la el provin. Anumite tradiții în uh, cartea lui își găsesc uh, origine. Și cei care scriu după el, de fapt, iau de bun ce a scris el și continuă. Completează ce a scris el, nu pun semnul întrebării. Uh, în, el scrie o istorie monumentală uh, în stil analist, anal, analelor. Uh, dar găsim asta și la Tucidide, de pildă, sau la mai mulți istorici greci sau romani, așa cum găsim și în istoriile biblice, în cărțile regilor, de pildă. Mai aceeași metodă, el vrea să scrie despre istoria bisericii, dar pune în legătură cu împărații romani, pune în legătură cu ce se întâmplă cu evrei, cu ce se întâmplă cu ereziile, iar problema fundamentală sau una din probleme fundamentale este să uh, justifice să scrie apologia creștinismului pentru că creștinismul e o religie nouă. Ori nou în lumea antică, înseamnă suspect. De fapt, vrea să arate că creștinismul este cea mai veche religie și iudaismul doar manifestă un aspect al creștinismului. Iar interpretarea lui, interpretarea teologico-politică despre care vorbești, e atât de importantă că, mult mai târziu, Dante, de exemplu, va scrie în Demonarhia, tot așa că Imperiul Roman are un rol esențial în venirea lui Isus, că Isus nu degeaba a ales să se nască acolo, pentru că așa. Acum cum Imperiul Roman este universal, la fel și creștinismul este o religie universală. ceea ce scrie Eusebiu are urmași în toată tradiția creștină și europeană. Da, deși n-a fost canonizat, Eusebiu este una dintre cele mai importante surse pentru vari tradiții și varii teme din reflecția teologică ulterioară. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.